Dar generația noastră, anilor 70, cea mai importantă trupă. Adică, fără discuție, a fost trupa care a adus, cum să spun, cea mai multă bucurie și cea mai multă personalitate în ce s-a întâmplat atunci, în anii aia. Și exista cumva ideea că se poate. Uită-te la ăștia ce păr au, uită-te la ăștia cum se poartă, uită-te la ăștia cum cântă, deci se poate. Și de-aia eu cred că nu ne-au decimat de la început, ne-au lăsat. Deci eram cumva, cred, o portiță pe care au și folosit-o. O zis, lasă-mă, lumea trebuie să aibă și partea asta de cum să spun, de manifestări, de idei și așa mai departe. Nu numai să stea în casă, să citească cărți, să protesteze și să facă în taină tot felul de lucruri. Uită-te la ăștia, se poate. Asta cred că a fost Phoenix-ul în perioada anilor 70. După aceea, lucrurile s-au dus în altă parte. Că a mai venit Phoenix-ul înapoi, că s-au mai făcut unele altele, au fost remember-uri, au fost diverse chestii. Ne-am amintit, ce frumos, ne-ați adus anii aia înapoi, ce... Bă, n-a mai fost niciodată aia.